Biroul Electoral Municipal a respins contestația formulată de Organizația Municipală PSD Suceava, semnată de Ovidiu Donțu și nu de președintele Organizației Județene, în ceea ce privește retragerea din campania electorală a 55.000 de pliante ale partidului, pliante pe care se află un însemn al drapelului național. Biroul Electoral de Circumscripție Județeană a analizat ieri contestația depusă de Partidul Social Democrat, semnătura domnului Ovidiu Donțu, dar pentru Cătălin Echifor, prin care se solicita anularea hotărârii luate de Biroul Electoral de Municipal, că Partidul Social Democrat a încălcat în pliantele electorale distribuite prevederile legii electorale, că pe acestea se aflau combinații de culori și însemne grafice cei care evocă drapelul României. Mai precis, chipul blazin al domnului Brătățan se lăfăia pe falturile culori, spune. Nu, n-a spus asta, hotărârea. Și sigur că în aceste condiții hotărârea dată de Biroul Electoral Municipal definitivă și PSD-ul va trebui să se supună, în sensul că nu numai că nu va mai putea să distribuie acele pliante și ei făceau ca aia care vând pizza, le puneau pe clanța ușilor, ci va trebui să le și recupereze și să le predea la Biroul Electoral de Municipal, de circunscripție municipală. Iată, este încă o împrejurare în care echipa PSD de la municipiu, fac precizarea, se comportă cu totul și cu totul neprofesionist. Deși aici cred că a fost un calcul, ei știa bine, pentru că dintotdeauna legea electorală nu permitea folosirea unor materiale care fac trimitere la simbolurile naționale, la tricolor. Ei s-au gândit că nu se întâmplă mare lucru, până la urmă, chiar dacă cineva reclamă și s-a întâmplat, a fost reclamația depusă de către Partidul Ecologist Român, nu se întâmplă până la urmă mare lucru, se constată aia și cu asta gata, dar Biroul Electoral de Municipal a luat și decizia de a obliga să recupereze aceste materiale. Probabil că, dacă nu vor face, și sunt convins că nu vor face, că a fost un calcul meschin al celor de la PSD, al domnului Donțu, se va ajunge la situația în care se vor aplica potrivit legii amenziile de rigoare.